Salut, menii, și în continuare sunt destul de grijați. Nu mă vadă cineva că vorbesc singur. Da, tehnica asta fac. Oricum, încercați să vă concentrați la ce vedeți în spatele meu și la ceea ce spun. Deci, în dreapta jos sau stânga jos, depinde unde se pun înregistrarea, este un gameplay de World Thunder în care eu fac 15 kill-uri. Acum, vă știți ca un jucător dedicat World of Tanks-ului și acum 6 luni, dacă mi-ai fi spus să joc altceva, bine, mai ales un competitor de World Thunder-ul, te-aș refuzat în mod categoric, chiar dacă m-ai fi plătit. Acum, dacă vrei să joc ceva anume și e spus să eu mă bag. Oricum, să revenim, să revenim. Spuneam nu, orice e la faliot. Numai că pe 1 mai, votul m-a trădat. Și de atunci, bine, tehnic m-a trădat. E tehnic vina calculatorului meu, cum mai merge el. Dar, totuși, a rămas loial și a spus nu, nu, nu. Până când, cum câteva luni în care am citat și am spus, ia să-i dau o încercare. Prima impresie a fost foarte proastă. Bine, din nou vina calculatorului meu, cred. Pentru că jucam la ultra low și totuși se vedea în 20 PS-uri care e absolut nejucabil. Și mai ales era și calitatea foarte slabă. Bine, acum când dai la ultra low, te aștept la calitate și la grafică. Dar acum, la what? Dacă dai grafică la minim, tot o să se vadă cât de cât se copac, ăsta e înțit, ăsta e chestie. Pe World Thunder, pur și simplu, erau bare galbenă și nici gol era câte un băț și trebuia să vreau să mă coare copac. Nu bun, din nou, vine acolo meu. Așa că l-am lăsat pe acolo, am fundat fișierele 5 secunde și, na, am încercat să distrag atenția cu altceva. Acum câteva săptămâni am zis ia să-mi dau o încercare pentru că eram foarte disperat, aveam ce să joc. Și spre surprinderea mea, fie au făcut ceva modificări la joc, fie dintr-o dată calculatorul meu merge mult mai bine. Nu știu să cred. Oricum, prima îmbrățișare pe care vreau să vă spun este faptul că jocul e foarte bine optimizat. Adică, în mod normal, joc între 15 și 30 FPS-uri. Și chiar și la 15 FPS-uri, chiar și la 10, aș putea spune, încă te descurci, adică jocul e jucabil. Nu-ți dai seama, de exemplu, zici la 20 FPS-uri, zici că joci la 50. Deci, se mișcă foarte bine jocul și calitatea e bună, e asemenea World-ului. Motivul pentru care vorbesc prea mult despre ce se întâmplă în gameplay este pentru că deși îți dă 11.000 de unduri la cameră, pe niciunul din ele nu vezi efectiv unde țintea de tank și unde îți duce proiectilul ca în World. Cum am, cred, vreo câteva 10 jocuri pe World Thunder, 60% de tot, poate că aș putea înșela. Încă sunt un nou, habar n-am pus să faci damage, prima dată mă uitam la damage la proiectile, zic, bă, de ce nu scrie damage la proiectile? Scrie doar penetrație. Am aflat aparent că trebuie să dai anumite locuri ca să-ți păți tankul, porcării de astea. Deci, da, tehnic este un joc realist, un simulator. Dar, bă, chiar sper să mă fac ceva cu vorbesc singur. Dar nu e tocmai realist pentru că nu înțeleg cum funcționează spotting-ul, adică majoritatea inamicilor sunt detectați pe hartă și rămân de-a detectat, deci habar n-am cum funcționează chestia asta. Pe fișurile nu știu cum, prin am văzut că unghiurile, deci chiar se aplică. Cum nu, da, aș putea spune că încerc să fac un review la World Thunder, dar, sincer, nu sunt măsură pentru că n-am jucat destul, nu am destule informații. Motivul principal fiind și motivul pentru care nu pot să cresc pe YouTube. Nu am destul timp să deduc chestia astea. Cum registrez comentariul ăsta înainte să registrez efectul de play-ul. Deci s-ar putea să mai rămâne ceva timp. Dacă rămâne, puteți vă uitați la restul sau puteți să chideți. Voi încerca să nu măsură să vă fac un review și o comparație între What și World Thunder cât de curând pot, cât mai cuprinzătoare. Pentru că sunt niște jocuri foarte diferite, nu credeam că o să fie atât de diferite, dar chiar sunt foarte diferite. World Thunder pe de o parte mai lent și mai haotic, haotul, dar parcă haotul e mai haotic. E greu de explicat. Acum, eu am fost Benny, nu mă interesează dacă dai un like sau dislike pentru că nu mă călzești cu absolut nimic. Poți să lași comentariu, subscribe-ul și poate un share dacă crezi. Căcărăiesc. Dacă nu, una este pentru că s-ar putea să îți placă ce spuneți în viitor. Îți vezi pentru că te-ai uitat. Salut!